Acest program de sejur de 4 zile și 3 nopți la Mila 23 începe în Tulcea. Aici ne întâlnim și pornim cu o barcă special construită pentru excursii înspre locațiile noastre din Delta. Avem bărci ce oferă o siguranță foarte mare pe timpul deplasării. Sunt late, stabile și foarte bine echilibrate. Toate bărcile noastre sunt dotate cu banchete cu spătare și perne pentru a asigura un confort maxim pe durata excursiilor lungi. Toate bărcile sunt dotate cu veste de salvare de foarte bună calitate, inclusiv veste de salvare speciale pentru copii. Avem numai bărci deschise, bărci de excursii. Toată lumea stă cu fața la direcția de mers, iar vizibilitatea nu este împiedicată de balustrade, parbriz, cabină, huse sau alte mușamale. Puteți vedea totul în jurul vostru, puteți fotografia în voie, puteți simți Delta ca făcând parte din ea. Fiind bărci special construite pentru Delta Dunării, calcă foarte puțin în apă, avem posibilitatea să explorăm zone cu apă mică, zone sălbatice, neatinse de șalupe sau bărci mari. Traseul nostru trece întotdeauna prin zone de o frumusețe aparte. Nu facem transport pe Dunăre, ci transferuri excursii. Mergem numai pe canale sălbatice și lacuri deltaice. Mergem încet să nu distrugem natura în calea noastră, să putem vedea și simți tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Viteza medie de deplasare este de circa 15 km pe oră. Acest traseu durează cam 2 ore, 2 ore și jumătate. La capătul drumului, în satul Mila 23, facem cunoștință cu gazdele noastre, oameni harnici și gospodari din Delta Dunării. Ne cazăm și mâncăm o cină tradițională pescărească. Colaborăm cu cele mai bune pensiuni din zonă, selectate cu multă atenție de-a lungul anilor. Le găsiți detaliate pe site la fiecare program în parte. Mila 23 este un sat de pescari aflat chiar în mijlocul deltei Dunării, în capătul primei bucle a vechiului curs al brațului Sulina. Este un sat inaccesibil auto, este înconjurat de ape, deci avem o mulțime de posibilități pentru excursii. În ziua de excursii pe lacuri, avem pregătite două ieșiri, una de dimineață și alta după prânz. Ambele în jur de 3-4 ore. La amiază ne întoarcem la pensiune pentru masa de prânz și o oră-două de odihnă. Apoi ieșim din nou pe apă. De fiecare dată vom merge pe trasee diferite. Vom vedea o mare parte din frumusețile care ne înconjoară, iar ghizii noștri, cea mai bună echipă de ghizi din Delta Dunării, vă vor explica tot ceea ce întâlnim în cale. Și de această dată vom merge tot încet, chiar mai încet ca în prima zi, să nu tulburăm natura cu prezența noastră aici și să putem vedea și înțelege cât mai mult din viața păsărilor și animalelor din zonă. Astăzi mergem doar cu barca și, ocazional, în funcție de nivelul apei, putem coborî puțin pe mal pentru dezmorțirea picioarelor și descoperirea unei lumi magice pe uscat. În funcție de anotimp și de nivelul apei, ghizii noștri știu foarte bine unde se hrănesc grupuri mari de păsări. Știu ce trebuie să vă arate și unde să vă ducă. Fiecare anotimp are frumusețile lui
și veți fi surprinși de diversitatea biologică a deltei în fiecare zi, în fiecare excursie. În ziua în care mergem la Letea, pornim de dimineață cu barca pe un traseu foarte frumos, pe canale și lacuri sălbatice. Evităm cât putem zonele de Dunăre, zonele aglomerate. Căutăm să vedem cât mai multe păsări, animale și floră specifică acestei zone minunate. Drumul până la satul Letea durează circa 2 ore. În sat, lăsăm barca și ne urcăm în mașina de safari, cu care vom descoperi o zonă unică în lume. Un fost fund de mare, în urmă cu numai 8.000 de ani, acum rezervație naturală. Din nou, ghizii noștri vă vor da toate informațiile despre această zonă la fața locului. Mergem să vedem pădurea Letea, cea mai nordică pădure subtropicală din Europa. Vom vedea stejarii seculari, lianele ce se înalță pe copaci, orhideele ce explodează aici primăvara, alături de multe alte plante minunate ce nu pot fi întâlnite în altă parte a țării și, desigur, celebrii cai sălbatici. Facem o mică incursiune pe dunele de nisip și prin pădure, fără să deranjăm ceva în calea noastră și căutând tot timpul să fim cât mai atenți cu flora și fauna locală. La întoarcerea de la pădure, vom vizita și frumosul sat Letea, ultima redută a arhitecturii locale tradiționale. Aici încă mai putem vedea case vechi, construite numai din materiale naturale, chirpici, lemn și stuf, acoperite cu tradiționalele acoperișuri din stuf bătut. Case albe cu decorații albastre ca cerul, specifice lipovenilor, precum și case decorate cu verde și galben, specifice haholilor. Mâncăm un prânz delicios la o gospodărie frumoasă și bine organizată, iar apoi ne întoarcem la barcă și ne continuăm drumul spre casă. Vom merge din nou pe un traseu foarte frumos și sălbatic, căutând în continuare să descoperim cât mai multe din tainele naturii. În ultima zi vom reface traseul din prima zi, în sens invers, evident. Și veți vedea că totul poate arăta complet diferit în direcție inversă. Împreună cu acest ultim transfer, avem practic 4 excursii în 4 zile. Dacă vreți să descoperiți Delta Dunării, așa cum o știm doar noi, fiți isteți și alegeți un tur alături de profesioniști. Intrați pe www.descoperadeltadunarii.ro să vedeți câte oferte bune avem.